Biblioteca Academiei Române a organizat, într-un timp record, 3 săptămâni, o expoziție atent gândită, bine realizată și excelent comunicată, cu un mesaj profund. 191 de ani din lumea presei românești. Expoziția cuprinde tot ce are mai valoros Biblioteca Academiei Române în domeniul presei și nu numai, dar invită și la dorința de a cunoaște acest tezaur de bogăție spirituală. Adevărata comoară se găsește aici, la Biblioteca Academiei Române. Aici am avut ocazia să văd bogăția de monede, care valorează imens. Aici se găsesc gravuri, desene, fotografii, se găsesc manuscrisele cele mai importante, care au valoare imensă pentru cultura română și nația română. Această bibliotecă este cea mai bogată din toate punctele de vedere, este tezaurul nostru informațional. Nu mă aparțin cuvintele, ele aparțin academicianului Surdu și cred că cel mai bune exprimă valoarea Bibliotecii Academiei pentru cultura țării noastre, dar și cât valorează ea. O parte din tezaur este presa românească, apărută pe teritoriul României sau în legătură cu România. Multă lume ar spune, dar presa nu e chiar o latură a culturii înalte, pentru că nu reprezintă literatura de vână puternică, nici creație științifică de prim rang. Și totuși, fără presă, cultura modernă românească e de neimaginat. Când cultura noastră, unele publicații au avut un rol fundamental în lansarea unor idei și a unor programe, așa cum Le Figaro, în 1892, lansa cuvântul naționalism și întreaga dezbatere despre naționalități, așa cum Vorbirile Literare au lansat discuția despre formele fără fond, așa Viața Românească a făcut ceea ce știți că a făcut, așa Contemporanul, într-un fel, și Contemporanul pentru Avangardă, după aceea, au trasat niște drumuri, niște jaloane care sunt fundamentale în întreaga noastră cultură. Astăzi, biblioteca deține aproape 58.000 de titluri de publicații periodice, reprezentând peste 8 milioane de exemplare, fiind cea mai completă colecție din lume de periodice românești în limba română și în alte limbi. Această colecție impresionantă de presă românească este acum pusă la dispoziția publicului într-o expoziție eveniment ce oferă o retrospectivă a presei românești, începând cu primele publicații tipărite în limba română, Curierul Românesc apărut în 1829 în Țara Românească, fondat de Ion Heriade Rădulescu, Albina Românească, editată de Gheorghe Asachi tot în 1829 în Moldova, Gazeta de Transilvania, apărută în 1838 în Transilvania sub conducerea lui Gheorghe Barițiu, până la ziarele tipărite în ziua de 22 decembrie 1989. Referitor la aceste ziare, din 22 decembrie 1989, exponatele noastre ilustrează metamorfoza politicii editoriale, de la ediția de dimineață până la cea de după amiază a aceleiași publicații, de la mitingul iubitului conducător până la fuga tiranului. Prima publicație a Bibliotecii Academiei Române, intitulată Tezaur, foaie a Bibliotecii Academiei Române, este un ziar care dorește să se adreseze publicului larg și să arate valorile inestimabile pe care le avem aici. Aici, în România, există o distinsă doamnă, o japoneză, venită de 20 de ani, care îl iubește pe Eminescu și care spune niște poezii ale lui Eminescu splendide. Dar culmea e, le spune cântând, o invit pe doamna Ayako Funatsu. Eu sunt una dintre iubitorii, mari iubitori de Eminescu și acum, în 2002, am cunoscut Eminescu
Și de atunci cânt pe lângă proprii farasot. Pe lângă proprii farasot adesea am trecut, mă cunoșteam vecinii toți, tu nu mai m-am gândit ce să caute o poezie de Eminescu la o expoziție despre istoria presei românești. Are o legătură foarte strânsă pentru că Eminescu a fost gazetar și a ajuns puțin să-și câștige existența și din gazetărie, mai ales când a lucrat la Timpul. Prin urmare, a-l aduce în atenție pe Eminescu, astăzi, e un lucru extraordinar, omul complex al culturii noastre și faptul că o japoneză nu a recitat, a cântat chiar pe lângă plopii fără soț, a fost realmente o surpriză deosebită. Cultura n-are granițe. În primul număr al publicației Tezaur, Ana Blandiana afirmă, citez, Biblioteca Academiei este cea mai completă și argumentată definiție a culturii noastre. Biblioteca Academiei este cea mai corectă carte de vizită a poporului român. A o descoperi cu minuție și a o cunoaște în profunzime, nu este doar o formă de împlinire intelectuală, ci și o formă de patriotism. Am încheiat citatul. Vreau să vă mărturisesc că îmi plac începuturile. Felul în care domnul Nicolae Noica, noul director al Bibliotecii Academiei, a intrat cu tot sufletul în acest cadru academic, hotărând să-l scoată în lume, să se vadă, pentru că o veche prejudecată, zice, face să se considere că ceea ce e serios nu trebuie să fie clamat public, încât pe ecrane se întind doar vipurile care nu sunt niciodată cele mai impersonante persoane ale societății. O expoziție despre presa românească cu prilejul lansării primului număr a primei publicații pe care Biblioteca Academiei o scoate. Sigur, au existat analele, dar de data asta este vorba de o publicație care să facă biblioteca cunoscută în marele public, să într-o lume în care a fi în viață înseamnă mai puțin decât a fi în vogă. Acest pas și la care a fost prezentă atât de mare număr de ziariști, chiar m-a impresionat. Și mai e ceva, Biblioteca Academiei, în fond, este cea mai importantă instituția statului român, a unui popor, de fapt, pentru că alături de Academie, care și ea iese de sub clopotul de sticlă, ceea ce este foarte important. Exact, exact. În orice caz, Biblioteca Academiei este instituția care explică de ce e importantă Academia, pentru că aici se află și operele celor care, pentru că au opere aici, au devenit academician, cel puțin în cele mai fericite dintre cazuri. Și faptul că ați scris în acest prim număr tezaur al tezaurului Bibliotecii Academiei Române, ce înseamnă? Că veți scrie și de acum încolo? Nu știu, în orice caz, asta face parte oarecum din biografia mea, în sensul că într-una din cele mai grele perioade ale vieții mele am fost bibliotecară și, în mod paradoxal, cred că a fost una din perioadele cele mai fericite ale vieții, adică a sluji cartea și altfel decât scriitor mi s-a părut ceva minunat, o onoare și o bucurie, în orice caz ceva mai plăcut și mai lipsit de durere decât a fi scriitor. Academia Română a fost înființată pentru elita intelectuală a românilor, dar nu ca să rămână închisă în sine într-un tur de fildeș, ci să se reverse spre opinia publică, spre națiunea română, și presa e o latură fundamentală care ne-a construit pe noi ca entitate modernă. Vorbesc aici de poporul român și de națiunea română modernă.
și s-a cam uitat. Trăim într-o societate cu crize repetate și continue. Și vedeți, o lumea intelectuală se află în criză, școala e în criză, medicina românească e în criză, de ce n-ar fi și presa? Și atunci am vrea să arătăm că totul este relativ și că ideea de criză este la rândul ei relativă și că în presa românească există niște coordonate stabile. În presa scrisă vorbim aici, dar și în presa vorbită și în presa anumită televiziune și în tot ce vreți, în toate mijloacele acestea de comunicare, care sunt așa de variate astăzi. Presa scrisă, însă periodică, a avut un rol esențial. Ea se află ascunsă între rafturile Bibliotecii Academiei Române. Gândiți-vă că sunt 8 milioane de exemplare și sute de periodice care se află aici și pe care le vede foarte puțină lume. Gustul publicului se poate educa. Așa cum o televiziune comercială dă imagini care plac publicului și le ducă fără să vrea într-un sens negativ, orice televiziune, inclusiv comercială, dar mai ales televiziunea noastră națională, are menirea să educe publicul în respect pentru meseria de ziarist, care este o meserie nobilă, presupune cinste, corectitudine și respect pentru adevăr. Eu am învățat să devin om de cultură de la o doamnă ziaristă în perioada veche, eram elev de liceu, care m-a copleșit prin cultura ei generală. Puteai aborda absolut orice subiect și m-a îndemnat să citesc Spațiul Mioritic al lui Blaga, pe care dumneai putea să-l comenteze. Aș vrea să văd jurnaliști tineri astăzi, setoși de cultură și care să-și reverse cunoștințele cu acuratețe și cu demnitate în paginile presei noastre, chiar dacă presa noastră astăzi e mai mult digitală, probabil, și mulți tineri o urmăresc online. Biblioteca Academiei însă are datoria să trezească interesul pentru presa în general și mulți vor avea surpriza să constate că această presă are 191 de ani de când a apărut prima publicație românească pentru români cu bani românești, dar de fapt e mult mai veche, are peste 200 de ani și că reprezintă o comoară sau un tezaur, cum arată noua publicație periodică a Bibliotecii Academiei. Academia Română a găzduit evenimentul Ziua Limbii Elene, în care a avut loc și prezentarea bustului filantropului grec Evanghelie Zappa, primul mare donator către Societatea Literară Română, devenită ulterior Academia Română. Actualul bust, opera sculptorului Ion Sideri, a fost donat Academiei Române de către Uniunea Elenă din România. Acum exact 153 de ani, când se întemeia Societatea Literară Română, strămoșul Academiei Române, într-o clădire care nu mai există astăzi, în Greșmigiu, casele banului Costache Chica, era inaugurat un bust. Era bustul unui mare filoromân venit din Epir, un filoromân căreia și Grecia și România îi datorează imens, Evanghelios Zappas. Zappa, care a negociat cu regele Oton al Greciei înființarea
olimpiadelor moderne, este același cu marele Evergheț care a donat guvernului țării românești la 1860, de-abia s-a făcuse unirea în vremea lui Cuza, o sumă uriașă, 5.000 de galbeni pentru realizarea unui dicționar al limbii române. A fost primul fond care a stat la temelia materială, economică a societății literare române, a societății academice române și apoi a Academiei Române. Evanghelio Zappa a fost cel care a făcut ca această instituție fundamentală a românilor să funcționeze așa cum trebuia. Între România și Grecia există legături indisolubile. Iar Grecia reprezintă pentru noi toți, pentru noi europeni, reprezintă locul de unde a pornit civilizația acestui continent. Părinții Europei sunt Platon și Aristotel. Europa, am spus-o de mai multe ori, s-a născut într-un fel la poalele Acropolei. Limba greacă este un tezaur iubit de toți europenii. La noi, pe meridianul românesc, în cetățile pontice, până în tradiția Bizanțului, de la iatro filozofii veniți din Universitatea Padovei, în țara românească și în Moldova, până la epoca fanariotă, limba greacă a fost o limbă nobilă de circulație a ideilor. La această grandioasă ceremonie au luat cuvântul excelența sa, Sofia Gramata, ambasadorul Republicii Elene în România, excelența sa, Hitoshi Noda, ambasadorul Japoniei în România, sculptorul Ion Sideri, realizatorul bustului lui Evanghelie Zappa, Ioannis Chrysolakis, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe Elen, academicianul Dukas Kapantais de la Academia Ateniană, dar și multe alte personalități. În încheiere, elevi ai școlii grecești Atena din București au prezentat un moment de muzică și poezie sub titlul Limba greacă exprimă iubire de-a lungul secolelor. Astăzi se împlinește un vis al Uniunii Elene din România. Anul trecut am declarat că vom face acest lucru. Vom dona cel de-al treilea bust Academiei Române. În urmă cu 4 ani, iată, într-un alt an al Jocurilor Olimpice, am donat unul dintre busturi Comitetului Sportiv și Olimpic Român, se află în fața acestei instituții de excelență, acest bust, aproape de Arcul de Triumf. Cel de-al doilea bust se află donat, sigur, tot de Uniunea de Române din România, se află în Comuna Broșteni, acolo unde se află trupul lui Evanghelie Zappa. De ce Olimpiadă și Olimpism? Pentru că astăzi avem alături de noi reprezentanța ai tuturor comunităților grecești din România. De la președinți la profesori care au adus o contribuție extraordinară învățământului în limba neogreacă aici în România și pe plan mondial. Ce ar fi fost olimpismul fără Evanghelie Zappa? Cred că dacă am începe din acest punct, am găsit imediat un răspuns și anume acela că Jocurile Olimpice, reluate în 1896, ar fi început mult mai târziu. Și de ce spun acest lucru? Pentru că baronul Pierre de Coubertin, părintele Jocurilor Olimpice moderne, nu s-ar fi grăbit foarte tare dacă Evanghelie Zappa nu ar fi început acest demers istoric de a readuce
în atenția opiniei internaționale a Jocurilor Olimpice. Jocuri Olimpice care și-au rădăcina cu 2800 de ani în urmă. Jocuri Olimpice care au fost oprite în anul 393 de împăratul Teodosiu. Jocuri Olimpice care în ziua de astăzi sunt visul oricărui copil. Aceste Jocuri Olimpice stau la baza unei societăți sănătoase, unei societăți mature. Grecia a însemnat mai mult, mult mai mult decât cultură, mult mai mult decât lucrurile pe care le vedem în muzee, a însemnat în primul rând siguranța că civilizația noastră nu devine una a marilor imperii din zona Mesopotamiei. Cum am fi arătat dacă la maraton grecii și la Termopile grecii nu ar fi știut să țină piept? Cum ar fi fost alcătuită lumea noastră astăzi? Mai putea spiritul liber germanic al triburilor germanice să imprime direcția asta către libertate dacă n-ar fi fost acei soldați greci acolo? Mai putea extraordinara cultură care a venit din zona iudaică și care a contribuit al treilea pilon fundamental al civilizației europene să mai existe, nu să se manifeste în zona în care trăim noi acum? Eu cred că ar fi fost mai rău decât este acum. Și cred că datorăm Greciei faptul că noi suntem astăzi alcătuiți așa cum suntem, gândim așa cum gândim, avem spiritul ăsta al libertății foarte bine pus în fiecare dintre noi și lucrul ăsta ne face creativi și lucrul ăsta ne-a permis să schimbăm fundamental și irevocabil societățile în care trăim. Georgeta Filiti afirmă că, citez, niciun alt popor, mai apropiat ori mai depărtat de hotarele noastre, nu se poate măsura cu grecii în privința influenței exercitate asupra românilor și a foloaselor dobândite dintr-o conviețuire inaugurată în epoca elenistică și extinsă astăzi la societățile transnaționale. Am încheiat citatul.